Să dăm la Bogdănești cu părintele Ioan. Părinte, prima oară am să vă întreb ce vârstă aveți. Ioan Prisăcaru, da. Ce vârstă aveți? 30, adică 83. Pe 84. Părinte, povestiți-mi puțin din amintirile Sfinției voastre, vremurile de prigoană, după schimbarea calendarului, după 24, cum vă aduceți aminte perioada aia? Cum au fost vremurile aici, în zona asta? Ce vă aduceți aminte din perioada respectivă? După 1924, în 35-36 au început stricarea bisericilor în raza județului Baia, cum era atunci. S-au stricat 35 de biserici. Deci cam tot ce s-a ridicat. Aproape tot. Da, s-a ridicat. Tot. Biserica din Bogdănești, biserica de lemn, prima care a fost dusă la Giulești, total. Demolată de aici, dusă acolo cu tot, cu podoabe, cu tot ce a existat în biserică. Și clopot, și catapteasmă, și toate iconele, și tot a fost dus acolo. Nu s-au mai reîntors. Nu le-am lucrat. Deci nu s-a recuperat nimic din prima biserică. Nimic. De aici noi la Țarna Mare am avut profesor părintele Alexandru Antoniu, care eram atunci noi încă la 14 ani, care ne-a învățat. Cântările bisericești, nu? La asta vă da, referiți. Cântările. În acest timp, după ce am terminat școala, seminarul, deci se făcea organizat, învățau da, ca da, efectiv, da. Perioadă de studiu organizat. Da. În timpul acesta s-a întâmplat de a mers la Moroaia, la hramul Bisericii Sfântul Dumitru, și când a venit Sfântul, adică Sfântul Glicher era numai preot atunci, numai preot era, da. Cu părintele David Didașcu. Da. Când am mers să începem slujba, a venit două mașini ale securității și cu câțiva de la primărie, că este chemat părintele Glicher să meargă la primărie pentru oare să dea, adică să dea oareșcare declarație ceva. O convorbire de prietenie. Dar era cu înșelăciune. Așa procedau ei, de multe ori. Era cu înșelăciune în momentul ăla. Mi-a spus cineva. A venit de acolo un om care se cunoștea cu oamenii din sat. Și a spus să nu scăpați de acolo din mâna dumneavoastră, că nu-l mai vedeți. În cazul ăsta, Sfântul Glicheri la solicitarea lor a spus, bine, eu merg. A ieșit din biserică, noi stăteam în pridvor biserici, în fața bisericii, la Voroaia. Și o ieșit de biserică, erau adunate cam vreo 30 de femei, bărbați mai puțin. După ce a primit vestea aia, că să nu-i dăm drumul să ducă, da, să nu scape de mâine. După zvonurile făcute, femeile nu l-au lăsat să meargă cu cei din securitate la primărie. Femeile l-au întors înapoi, ce ne faceți slujba, noi n-avem nevoie de alte treburi,
Noi avem hramul bisericii Sfântul Dumitru și, părinte, nu te duci nicăieri, a zis femeile, mergi înapoi la slujbă. Femeile de multe ori s-au dovedit a fi mai puternice și mai tari în fapte și în credință decât bărbații. Asta din istoria bisericească întâlnim de multe ori. În cazul ăsta s-a început slujba privegherii. Toate au decurs cu slujba până ce am ajuns la mărimuri. În timpul ce se cânta mărimurile, securiștii umblau valvârtești când încolo, când încolo, prin biserică. Președintele bisericii, moșul Ion Danilescu, a fost un om prudent și păzând că ei insistă și stau numai decât să-l ia, să-l aresteze, moșul Ion a îmbrăcat pe Sfântul Glicheriu, l-a îmbrăcat cu un suman, cu o căciulă, în timpul citirii psaltirii, până în Polileu, a ieșit cu părintele Glicheriu atunci, când nu era mitropolit, a ieșit pe ușa altarului și avea și o portiță acolo și a plecat din biserică, a rămas numai părintele David. Înseamnă că securiștii ăștia nu și-au pus oameni și în grădină în spate. Deci au stat numai pe în față când ar veni în biserică. Probabil. Probabil s-au oprit un moment când nu erau ei pe acolo. Probabil ei nu și-au dat seama de ușa aia. Le-a închis Dumnezeu mintea. Nu și-au dat seama de ușa altarului. Noi am început mărimurile, după ce a plecat Sfântul Mitropolit Glicheriu, după ce a plecat moșul Ion, a mers noaptea, l-a dus la Groș. A trecut la Groș, unde la cunoștință de-a oamenilor de-a noștri, a stat acolo până ce a trecut vremea de primejdie. Vremea asta care era pus atunci ca numai decât să-l dispară. Să dispară. Să dispară. Să dispară. În actul ăsta, cum cântam noi în biserică, așa, mărimurile, am început să cântăm după mărimuri, că nu mai era părintele în biserică, după mărimuri ședenile și continuu noi cântarea, am ajuns la toată suflarea la slavoslovii. În timpul slavoslovii vine repet un securist, intră în altar, părintele David stătea în spatele catapetului pe scaun, intră securistul și întreabă părintele David, unde-i părintele Grigherii? Dar el zice, e aici, tată, cum vorbea părintele David, e aici. Ăla se duce, nu mă-l vedem, săgeată, fuge în fața bisericii la ceilalți. O venit ce șați pe biserică greu de omlat altarul tot, nu-i părintele Grigherii. Unde este? Când s-a uitat și-a văzut ușa altarului, și-au dat seama. Și-a pus mâinile în cap, din necaz, a plecat. Și așa, Sfântul Mitropolit Glicheriu a fost scăpat la aceea clipă. Am prins noi din
surse că atunci trebuia să fac să dispară. L-a scăpat Dumnezeu, ca de multe alte ori. Da. Și în actul ăsta a fost scăpat. După aceea eu eram în armată când a venit Sfântul, adică Mitropolitul Galaction. Da, vreau să vă mai întreb ceva. În perioada asta, când s-a întâmplat evenimentul ăsta la Boroaia, cine era preot atunci în zona asta? Sau era preot paroh aici? Nu era preot. Nu era, nu? Nu aveam niciun preot, că era numai singurul preot, Sfântul Glicheri. Atâta. Deci în perioada aia nu era nimic. Nu era nimic. Și venea și el când putea și slujea când putea. Când putea, când ajungea odată pe an la o parohie, la hram. Încolo toate bisericile noastre se mențineau de călugări și cu dascălii, cântăreți, dascălii care erau, așa s-a menținut. Deci lumea era într-adevăr lipsită de Sfintele Slujbe și însetată în perioada. Dacă îl pierdeam în timpul ăla pe Sfântul Glicherie, noi rămâneam de căzuți. Da. Așa în 55 a venit Preasfințitul Galaction Cordun, care a hirotonit întâi pe Evlogie Voța și pe Meftodie Marinache. Meftodie Marinache. Când a venit la Slătoara, aici l-a hirotonit și pe Sfântul Glicheri. Eu eram în armată. Nu l-am prins. N-ați prins momentul ăsta? Momentul ăsta. Când am venit din armată, în 56, m-am eliberat. Când am venit din armată, Sfântul Glicheri imediat m-a chemat. Chemasă mai înainte din colegii mei, care unii de frică s-au temut să intre în preoții. Era o răspundere mare și erau vremuri tâmburi. Era și cam prigoana asupra bisericii, cam prea mare. Se știa tot, adică pentru distrugerea bisericii sau a credinței. Atunci când m-a chemat la Slătioara, preasfințitul mitropolit Glicheri, părinte David, a zis: tată, am chemat colegii dumneavoastră și e frică. Și te-am chemat pe frăția ta. Zice, am avea dragoste ca din mlădițele astea crescute de noi, care sunteți tineri. Preasfințitul de acolo ai bătrân. Și am vrea să avem și noi în ce ne sprijini ochii de a să menținem biserica. Înainte. Atunci am răspuns. La timpul ăla, venise de armată, 22 de ani, am răspuns, dacă n-ar vrea să mitropolit Glicheriu, ne cheamă, care singur până aici a dus biserica, după cum noi știm prin ce a trecut, eu sunt de acord la chemarea la preasmitropolit. Și mai ales că Sfinția ta, părinte David, ești un om deosebit pentru noi ăștia tineri, pentru că părintele Antoniu ne-a învățat, nimic drag.
Știu că v-a fost drag și v-a plăcut și cântările și na, le-ați iubit. Ați avut, oricum, fiind în floarea vârstei, ați avut curaj. Ați avut curaj. Am avut curaj. Și atunci zice tată, părintele David, așa tată, dacă ai dragoste, duce-l cheamă și părintele Nicolae de la Rădășeni. Că noi l-am mai chemat de două ori, dar nu a avut cine îl îndemna. Mergi frățeta, poate vine și el. Se încurajează un pic, în doi. M-am dus direct la Păr Nicolae la Rădășeni și am zis, părinte, adică Nicolae. Că nu era, da. Da. Nicolae, uite, m-a venit din armată, m-a chemat la preas mitropolit, vrea să ne facă preoți ca să aibă cine menține biserica. Ei sunt bătrâni de acum. El mi-a răspuns ce am mai fost chemat, dar zice, n-am avut cu cine mă îndemna. Dar dacă frăția ta ai curajul, ce merg și eu. Mi-am dus amândoi. În data de 20.1.57, în ziua de Sfântul Eftimie. Sfântul Eftimie, așa ți-am minte, ca luni m-a hirotonit pe mine diacon și slujba s-a făcut noaptea, începând de la ora 2 până la 6:30, 7 a fost gata slujba. Da, asta la Slătioara, nu? La Slătioara. La mănăstirea Slătioara. Pe la 9, 10 a venit securitatea la mănăstiri, că n-avea voie Sfântul să facă. Da. Era mare. Da, așa de repede au și aflat aia? Au aflat. A venit. Eu eram acolo. L-am luat întrebări pe la preasfântul Glicherii. Cum te-a făcut fără știrea noastră? Sfântul a răspuns, la cerința oamenilor l-am făcut. Securitatea zice, păi dar de ce nu l-ați făcut ziua? De ce l-ați făcut noaptea? Păi ce nu e ce... Aici la mănăstire, așa e obișnuința, slujim de noapte, că se va o treabă. Nu le-a spus că de frică de dumneavoastră. Păi de frică lor, că dacă făceau și ei acum, jucau teatru, că de ce n-au făcut ziua? Da, parcă erau nevinovați. Dacă ar fi fost să fie ei prezenți, nu lăsa să facă ei. Bineînțeles. Obligat. Deci pe mine m-a făcut... Păi și părintele Nicolae tot atunci? În... Pe mine m-a făcut lunea a doua zi, m-a făcut preot, fără Nicolae a doua zi l-a făcut deacon și pe el. După da. A treia zi l-a făcut și preot pe el și am stat în mănăstire un timp. Așa pentru... Aprinde cum să face pentru, la preoție, da. Știam că de rost. Da. Făcuțam singur. La Țara Mare, slujbă 4 ani, am ținut biserica. Știam pe de rost toate slujbele, toate picul, tot, numai că îmi trebuia un pic de examinare pentru Sfânta Liturghie. Într-o săptămână am învățat tot. Din două slujbe care le-am făcut la mănăstire, nu m-a trebuit să mai arate nimic. Pentru că eu, cât am umblat cu părintele Gedeon la slujbă, aproape știam pe de rost tot. Ați iubit Sfintele Slujbe, rânduiala, da. Tipicul și toate cele, de-aia le-ați și prins, da. L-ați învățat. Și în actul ăsta a trimis la preasmitropolit Glicherii pe părintele Demosten,
că el era preot, atunci a fost și el înaintea mea făcut. L-o trimis la Bogdănești, la cerința oamenilor, au venit oameni la Bogdănești și la cerința oamenilor a trimis pe părintele de Mostin, care era numai preot atunci, de mai instalat la Bogdănești ca preot parop. Și iată, din 21-57, până aici... A slujit biserica. Am slujit. Acum, de 4 ani, îi hirotomii de la preasfântul Vlase, mitropol Vlase, băiatul meu, părintele Gheorghe, care el acum, de 4 ani, el slujește, că eu, la anii mei, prin câte am trecut... Dar mai slujiți, ați mai slujit și acum? Am slujit. Și încă mai slujiți. Slujesc împreună cu el, dar el merge mai mult. Eu, prin cele câte am trecut, mergea bine vocea. Dar prin răceală sau... Un doctor mi-a spus că afectează pe preoți mult fumul de la tămâie pentru voce. Oricum, ați trecut și prin multe suferințe și chiar aș vrea acum să vă întreb când a venit prima condamnare. Că ați făcut și puțină școală, cum spuneau părinții. Am făcut și școală, adică puțină pușcărie. Da. În actul ăsta, prima dată, am avut o condamnare de 6 luni, port ilegal, cum atunci aia... De uniformă. De duma, tot la, să spun, invidia preoților prin loc, că ei nu ne suporta pe noi. Și ei raportau de multe ori, nu la securitate? Raporta. Și... A doua condamnare, am fost condamnat pentru 2 mormântări. Astea erau cele mai dificile slujbe perioada aia. Da, da. Care le-am făcut la oamenii noștri. A fost oameni noștri, nu oameni din sectorul lor. Condamnarea, adică acuzarea mi-a fost adusă că am făcut servicii din parohia lor. Și deci au fost... mințit. Și n-a fost corect. Că au pus 2 oameni că m-au văzut. Dar nu m-a întrebat nimeni ce mormântare a făcut sau cine a fost. Și am fost condamnat la 1 an și jumătate. După care n-a fost mulțumit preotul pe noi atunci. M-a mai întocmit o reclamație. Și... miliția, cum se atunci miliția, mi-a întocmit un dosar că m-au opus în timpul arestării, m-au dus de la Botoșan de 4 ori, pe urmă de la Botoșan m-au dus la Suceava, la drept comun, adică mă liber, și m-a dus de 5 ori de la Suceava. Deci de 9 ori. A 9 oară, un plutonier major de la securitate a venit cu o hârtiuță de jumate de caiet de maculator, cu o bucățică de creion negru și a zis, tovarșul Prisacaru, da, o mică declarație aici, că nu zicea acolo părinte. Dar nu recunoști. Nu mi-am dat seama ce se va întâmpla. Subsemnat, am dat o mică declarație și am semnat nu recunosc nimic. Pentru că în fața am vorbit în fața lui, în fața 5 persoane înarmate, cum puteam să mă opun?
El zice, da, o declarat să terminăm cu asta. Și am zis că nu recunosc, Aradia cu Aradia era, nu? Așa rămas să recunosc. Bun, faptaș, că recunosc. Și mi-a mandat-o ea. Nu pot să cred, deci chiar la asemenea acte de mojicie, de micime sufletească, aveam așa un... ceva... Am slujit atunci tânăr, aveam doi copii, Costel, Elena și Costel, și la un an și 8 luni, după condamnarea asta, am făcut Botoșan Suceava un an, după care m-a transferat în Baltă, din Suceava, de la colonie. În Baltă m-a dus cu unul Codreanu, cum de ținut, ăla era bucătar. Și ăla zice, am auzit că în Baltă e greu, dar eu am zis, Dumnezeu o să ne ajute, zic. Orice unde am fi, Dumnezeu ne ajută, te ruga și m-a dat să scăpăm și de acolo. Ne-am dus în Baltă, când am ajuns, ne-am dus cu vagon de marfar. Nu se știa ce e acolo, că sunt oameni, că era numai... Zăbrele din ăla închis așa, nu? Atât e cu sârmă, un mic gemuliez de 20 pe 20 aveau vagoane de aerisire. Am plecat, cât am plecat din da, când am plecat din Suceava, am ajuns seara la 5. Am mers o zi întreagă cu trenul. Da, am ajuns seara, că am mai stat prin... N-avea direct ca personal. Am ajuns la 5 la Brăila, acolo era mulți deținuți care pentru Baltă, de mers la Stuf. Noi am ajuns mai târziu și am ajuns ultimii și eram la poartă. O venit de la Cojocarul Bândoiu, de la Brăila, 70 km mai sus pe Dunăre, era două crescătorii de vite și de animale și grăbăcii de porci. O venit un major și întreba pe majorul nostru care ne-a dus și întreba doi bucătari, ai, ăsta care era cu mine, care era chiar bucătar? Da, bucătar, s-a ridicat în picioare, ce noi suntem. Eu m-am ridicat și eu cu el. Dar am vorbit pe drum cu Codreanu. Vezi, dacă întreabă undeva de bucătari, mergi și eu știu la bucătărie. I-a ridicat amândoi, mi-au dat. Dar cum v-a găsit? Avea nevoie chiar de doi bucătari și chiar erați doi. Da, acolo. Că ne trebuie doi bucătari. Ceala îi dă dosarele, ne ia la primire, ne duce la vapor, la Brăila și i-a dus direct la colonie. La colonia am mai făcut un an de zile. Un an de zile, acolo, eu la Suceava câștigam și mâncă condițional. Trebuia la jumatea lui octombrie să fiu anul ăla acasă. Când m-a trimis acolo, m-a trimis fără condițional. Eu câștigasem în timpul ăsta aici, am lucrat. Și la zidărie am lucrat la podul Burdujeni, ferar betonist. Am lucrat de la locutor Suceava până la policlinică și scări, mosaic, sări. Am lucrat și la parchet, unde am fost accidentat. Era un malaxor de ăsta defect.
a lăsat-o să învârte și a las-o culcat. Avea 6 luni numai ăla. Eu am fost condamnat la 1 jumate și cu 2, 3 jumate aveam. Că l-a lăsat pe ăla acolo și am fost accidentat că ăla nu învârte malaxorul. Și când a început să învârte, eram la lateral. V-a prins sau ceva? A agățat? Nu m-a prins. Că avea defect orificiul ăla care trebuia să... Și am dat să dau cu lopata și când l-a făcut un bârc de bec, așa, am sărit din față. El a explodat. M-a prins pe spate cam de o palmă smoală. Mi-a trecut ață pe față, mi-a prins mâinile. Deci tu v-a prins, v-a dus pe ele. V-a luat pe ele pe loc. Dar pentru că am sărit, m-a aruncat câțiva metri. Azi, totuși ați scăpat, că dacă vă prindeam am plin, ăla era... Dacă nu săream, mă omorea. În cazul ăsta am scăpat de acolo. La un an de zile, iar am muncit acolo în baltă, la un an de zile, 2 ani și ceva, consecutiv, m-am eliberat de la Piatra Trecăței, Târgușoar, de acolo am venit acasă. Aici acasă am avut interdicție un an jumate, interdicție ca să nu slujesc, din care să mai ameliorase treburile cu biserica, să mai schimbase problemele. Oamenii, pentru că munceau la colectiv, au mers la primar și cu miliția acolo să-mi dea voi slujesc. Nu slujea niciun preot în timpul ăla. Am slujit vreo câțiva ani, nu rețin, vreo câțiva ani singur. Aici, la cererea oamenilor, am mers secretar de partid, asociat atunci, și oamenii, doar secretar, și noi ne facem datoria către stat. Ne facem datoria. Vă rugăm frumos, slujească și preotul nostru. Tot secretarul Sucevi, secretar de partid, oameni buni, dar să nu faceți propagandă mare, că iară vine și la alții asupra. A fost cumva îngăduitor. Ne faci de lucru. Ia-te și ne-a dat voi și am slujit. Am slujit de acolo până aici și acum de 4 ani am ajutor. 3 ani și am ajutor băiatul, în care eu de acum la anii mei, cu ajutorul Maicii Domnului, ajutorul Domnului Hristos, cât voi mai putea, voi merge la biserică. Dar vreau să vă întreb ceva legat de perioada asta de pușcării pe care le-ați prins. Cel mai greu unde a fost? Ați avut parte de bătăi? Adică, cum auzim și noi că au fost mulți bătuți, crud. Nu. Ați avut sau n-ați avut parte de așa ceva? Nu, pentru că eram la dreptul comun. Ah, am înțeles. Politicii erau sancționați. Persecutați, da, sancționați. La dreptul comun erai liber. Nu mai erai liber că erai în încinta aia și acolo la Brăile eram între 2 afluenți. Un afluent, adâncimea la 50-60 de metri, afluența acolo, și lățimea la, da, nu știu cât are acolo lățimea, cred că are 100 și ceva. Da, vă băgau la stuf acolo, ați fost la... La stuf n-am fost, numai la greșătoria de vitri și la porți acolo a fost. Acolo era mai greu, aia care au prins la stuf. E, aceea, la stuf era greu acolo. Preasfințitul de Mostin, el a fost. El știe ce a fost acolo. Eu nu, eu am fost aici la drept comun, era... Oricum,
Da, închisoare, închisoare. Închisoare, închisoare, având atâția copii de-a lungul vremii da, și așa, da, da. Doamna preoteasă singură, acasă da, cu copii, copii mici, da. Cum a fost foarte greu, foarte a greu. A fost foarte greu, pe motivul că în timpul ăla, ea acasă cu doi copii aici, noi avem acolo la Țarna Mare, dar aici nu avea nimica. Casa... Aici era numai un metru drănițită de la streșină. Încolo am stat în gazdă la moșul Gheorghe Gabo, la vale. După ce am venit eu din detenție, am făcut aici casa, am terminat și am ajuns până la momentul ăsta. Dar timpuri, în timpul ăla a fost foarte greu. A murit la canal părintele Teofan Văsărăbean, care a fost aici înaintea mea. Părintele Gedeon, care slujisem cu el. E bine că-i pomeniți un pic pe cei care s-au părintele dus. Gedeon, așa, părintele Antoniu și el a fost arestat în timpul când învăța. Și atunci am fost chemați noi toți care ne învăța, eram vreo 20 și ceva, și eu întrebam pe toți, unul a spus, eu întrebam pe toți securitatea, ne-a interogat, unul a spus că a cântat Tatăl nostru, altul a zis altceva, când m-a întrebat pe mine, mă presecară, tu ce ai cântat? Când v-a învățat domnul Antoniu Alexandru. Zic că am cântat Trăiască Regele. Ce bine, băiete! Păi zic, da, da! Am zis, domnul Antoniu, să cântăm ce cântăm la școală. Și noi, în timpul ăla, cântăm la școală Trăiască Regele. M-a dat odată cu pumnul în masă. Ce uite, eu am fost ultimul care m-a interogat. Uite-mă, aici mă, nici mi-a pus pumnul în gură. Da, asta știu ce să zic, da. Ce mi-a pus, mă, că ce tocmai, ei tocmai vrea să-l acuze părintele Antoniu, că de ce-o cânta Trăiască Regele. Dar mi-a spus, a spus domnul Antoniu, nu era preot atunci. A spus, domnul Antoniu, să cântăm și cântăm în școală. Și a cântat Trăiască Regele. Că așa se cânta așa la se școală. Așa se cânta, adică nu că a zis-o el, așa era la școală. Cel care m-a interogat a zis, bine băi băiete, te-ai pus capac la tese ăștia, că niciunul nu a vorbit frumos. Și-o deslindă, i-a dat drumul. V-a dat drumul atunci, da? Și-o dat drumul părintele, tot i-a arestat. Și-o dat drumul și lui pe cuvântul. Ăla a da, că n-au avut ce să-i spună, că el a zis da, ce a zis el la școală. Da, da. Și la școală cântam în timpul ăla Trăiască Regele și nu avut ce ne face. Dacă am... Apoi probleme care cu Sfântul Glicherii au avut destule. Sunt date în cartea Sfântului Glicherii mai da, multe da, detalii. Părinte se obișnuia cu bătaia. Se obișnuia cu bătaia pe vremea aia. Știți cazuri în care erau bătuți? Preoții noștri sau simția voastră? Adică ați fost arestat vreodată, de exemplu, aici acasă sau așa și bătut, să luați bătaie? Nu, nu. Bătăile au fost după schimbarea calendarului, când s-au stricat bisericile, atunci bătrânii de aici din sat m-au spus mulți că au fost bătut Ion Năstăcuț, moșul Andrei, de aici de aproape de biserică, a fost împușcat pentru un picior, ceilalți au fost bătuți la Năstăcuț acolo, puși pipari și bătuți cu legați mâinile și băgat printre picioare și mâini și bătuți pipari, așa bătuți cu pare. Care era motivul? Pentru ce ca să dea-i pe nou, să nu mai ție credința adevărată. Și de unde plecau, credeți, Sfinția voastră? De unde plecau toate treburile astea? Cine era cu inițiativa? Ce bănuiați? Toată problema asta s-a schimbat, s-a petrecut după
schimbarea calendarului, pentru ca oamenii să nu mai ții dreapta credință, ci să ție de nou. Deci a fost... A fost groaznic. După cât am auzit, când a fost la Mohalnița Sfințirea, atunci a pus pompierii și au blocat cu apă ca să nu-ți ducă la Sfințirii. A fost arestați de acolo și Sfântul Glicherii, o maică, un preot sau de la vânători, ne-am zis, de acolo, de la maici, de la Dobru. Părintele Pavu. Părintele Pavu a fost împușcat, o maică, oameni bătuți, a fost ce atunci s-a întâmplat, numai cei care au fost de față știu. Noi ceea ce vorbim, numai ce am auzit de la bătrâni. Bun, atunci vreau să vă întreb eu, ați pomenit un pic și de părintele David Bidaș. Uite, niciodată n-am întrebat despre el. El tot timpul a fost în umbra Sfântului Glichirea, au fost apropiați, au fost împreună în pustiu, la râpa lui Coroi și așa mai departe. El cum era ca om, părintele David era un om deosebit de bun cu noi. Eram tineri, copii atunci. El lucra la linguri de astea de lemn și alte obiecte. Nu lasă pe noi și am lucrat cu el acolo. Între altele, era atât de bun la inimă și era apropiat, cânta cu noi la strană. Părintele Ilcher era numai preot, slujea atunci. Dar după ce s-au mai demolit treburile încoace astea, dar de la data schimbării, prin câte a trecut Sfântul Glicherii, s-au puse mică parte din datele care s-au dat. A fost la Rădășeni. E scris în carte. Da, despre Rădășeni e scris. Nu știu dacă e scris toate datele corect, dar e scris acolo că a tras cu o armă în Sfântul Glicherii și s-a oprit cartușul pe armă și nu l-a pușcat. Da, 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 da. Asta am mai auzit mărturia asta, da. Da, asta am auzit, aici este scris în carte. Din multe date, în timpul ce am venit din detenție, cu toate că slujeam, mulți ani am mers fără uniformă. N-aveam voie atunci. Mulți ani mergeam în oraș, oriunde mergeam fără uniformă. Încoace târziu, după ce s-o mai demolit treburile, s-o mai lua de pe noi ura și apoi încetul mi s-a dat voie să mergem și noi îmbrăcați la sfințirile bisericilor și orice unde mergeam îmbrăcați, dar târziu încoace. Spuneți-mi pe Sfântul Glichere, cum vi-l aduceți aminte, ca om așa? Sfântul Glichere era un om foarte apropiat. Un om foarte hotărât. Purta și severitate în mănăstiri. Călugării când el venea pe mănăstiri, mergeau unii cu multă plecare, cu multă ascultare în timpul lui. Biserica a mers foarte frumos în timpul cât a fost el singur. După ce l-a făcut arhiereu, a mers tot frumos.
în timpul lui s-a păstrat în biserică de toți preoții noștri, de toți care au trecut prin necazuri, s-a păstrat mare ascultare, mare dragoste. Era, adică, toți expuși să-și pună și sufletul pentru biserică la orice ce oră, la orice clipă. Am mers foarte frumos în timpul cât a trăit. Biserica a avut, prin rugăciunile lui, mare ajutor. Și iată că pe urma lui, astăzi sunt 160 și ceva de biserici care, pe urma străduinței lui, care și-a închinat viața Domnului Hristos și-a suportat atâtea chinuri pentru ca în România să se păstreze dreapta credință ortodoxă. Vreau să vă mai întreb ceva. Vă aduceți cumva aminte de întâlniri ale celor de pe nou făcute la Slătioara să discute, preoților, să discute problema calendarului, să încerce să-i convertească, să-i aducă înapoi, cum s-ar zice, pe stil nou, dispute de genul ăsta, știți? Vă aduceți aminte de așa ceva? Eram încă tineri, nu atunci, când știu că a fost discuții și Sfântul Glicheri, Sfântul Mitropol Glicheri, le-a răspuns numai atât, că în fața noastră chiar a zis: dați foaia înapoi de unde ați plecat și slujim împreună. Acesta a fost cuvântul lui, care ne-l spunea și nouă întotdeauna ca să ne întărească în dreapta credință. Spunea lucrul ăsta la mulți, ci de atâtea ori am fost chemat și întrebat și a spus să dea fila înapoi acolo de unde am plecat și slujim cu toții împreună. Cam acesta era cuvântul Sfântului Mitropolit Glicheri. Și acum, în prezent, sunt creștinii care țin dreapta credință, așa zis, pe stil vechi, că n-avem ce să facem. Nu-mi place să zic așa, dar n-am ce să fac. Dacă ei sunt pe stil nou, așa ne deosebim și noi de ei, spunând stil vechi. Cum este acum, cum vă împăcați cu cei care sunt pe nou? Cum e conviețuirea acum față de cum erau vremurile dinainte? Cum e? Cel puțin în zona aici. Noi, în mod obligat, ni s-a zis stilul vechi. Dar eu, în timpul meu de slujire, oricine m-a întrebat, am spus întotdeauna: noi nu suntem pe vechi. Pe vechi sunt evreii. Ei sunt legea vechi. Ei nu cred în Domnul Hristos. Noi suntem legea Noului Testament. Noi suntem credința adevărată ortodoxă. Așa e. Nu suntem pe vechi, ci suntem creștini Noului Testament. Adică credem în Domnul Hristos, învățătura ucenicilor, și ce au lăsat ei la neschimbare. Pe cât va fi lumea, noi așa ținem. Că aici mulți au zis: părinte, da, ai dreptate. Unii zic un fel, unii zic altul, dar noi ținem. Da, așa este, dar uite, de multe ori, ca să faci deosebirea, ești obligat să zici așa, ca să înțeleagă da. La cine te referi. Dar acum e, cum să zic, e pace, e liniște, nu? Acum este pace, este liniște, dar ne-a rămas. Întâi ne zicea stiliști, acum nu ne mai zice stiliști.
Acum e stilul vechi. Mai sunt și acum mai care sunt, sunt o grămadă. O mai grămadă. Sunt, adică lipoveni, dar ei cu alte probleme. Da, ei au alte resurse. Nu, ales, da. Au care nu corespund. Da. Bisericii ortodoxe adevărate. Dar până aici am spus câteva din puține câte am prins eu ca tânăr atunci. Dar cei care au trăit acele timpuri au trăit greu, pentru că spuneau părinții și bătrânii, umblau preoții pe loc după schimbare, la Crăciun umbla cu carne prin sat. Cu carne? Care, cu carne? Cu carne, cu șuncă, mănâncă, bă, că ce ai, ce noi cum mâncăm? Umbla cu șuncă, ce voi te mai noi mâncăm? Voi ce nu mâncați? Trebuie să ascultați și voi, să vă supuniți, să vă supuniți stăpânirii. Oamenii care au înțeles de la Sfântul Mitropolit Glicherie că dreapta credință s-a ținut cu martirizare. Așa și noi, oricine suntem întrebați, întotdeauna spunem, nicio credință nu au sfinții în calendar decât toți sfinții care se prăznuiesc de biserica adevărată ortodoxă în calendar sunt numai din sânul biserici ortodoxe adevărate. Că și-au pus și unii sfinți după problemele lor, pe noi nu ne interesează. Sfinții care îi prăznuiește întreaga biserică ortodoxă din toată lumea a fost, nu și-au cruțat viața pentru a mărturisi în fața împăraților, cei mai păgâni împărați. Deci, Diocletian și Maximian, unii au umplut cerul de sfinți, sfinții prin darul Duhului Sfânt, prin ajutorul lui Dumnezeu, au biruit pe împărații păgâni, au suportat chinuri grele și orice ne întreabă, noi spunem că numai din biserica ortodoxă sunt sfinții care prăznuiește întreaga biserică ortodoxă. Cu ceilalți nu ne interesează. Fiecare va răspunde în fața Domnului la judecată de ce a lucrat el în viață. Că aici sunt multe de vorbit, dar noi în fața lumii predicăm Evanghelia, predicăm viața sfinților care s-au martirizat pentru dragostea lui Dumnezeu și pentru a păzi această credință care ei au păstrat-o cu prețul vieții. Aici aș vrea să mai ating un aspect. După schimbarea calendarului, de multe ori oamenii din zona noastră și în special din zona Moldovei au simțit, oamenii nu erau cărturari, poate n-aveau școală, n-aveau studii, n-aveau atâtea cunoștințe, dar ei în simplitatea lor au simțit că nu-i bună schimbarea asta și așa au și fost în rezistență. Înainte chiar să-l cunoască pe Sfântul Glicherie, oamenii încercau să țină cumva calendarul pe stil vechi. Vă aduceți aminte perioada aia dinainte să iasă, să fie cunoscut Sfântul Glicherie? Bine, că el a început să lucreze în 26, au fost 2 ani, din 24 din până 26. Din data schimbării, părintele Glicherie cu părintele
Pamru, Pânivaru s-au retras din Mănăstirea Neamțului, la Mănăstirea Sihăstria. Unii și de acolo au plecat. La Schitul Procru. La, da, Procru. Da. De la Schitul Procru și de acolo, făcând presiunea că sunt obligați să primească schimbarea, au plecat și de acolo. Și de acolo au mers încetul și au trecut prin toată prigoana care a fost împotriva bisericii adevărate. Știu că au circulat în perioada respectivă câteva broșuri, câteva cărți. A și venit din Sfântul Munte Părintele Arsenie Cotea. A fost Trâmbița Sihaștilor, da. Și mai multe cărți. Vă aduceți aminte? L-ați prins din el atunci? Cum circulau atunci? Că probabil nici cărți nu prea erau când a început prigoana. Era mai greu un pic. Foarte greu s-au adus câteva cărți. Aici au ajutat pe Sfântul Mitropolit Glicher, care era preot atunci, că cei cu el care a ieșit din Mănăstirea Neamțului, i-a ajutat cărțile cele pentru că a întărit oamenii care n-au vrut să primească schimbarea. Ce au ținut dreapta credință, după cum mărturisește și boldurile, și Trâmbița Sihastrului, și aceia au câteva circulare care s-au dat de Patriarul Kiril al Constantinopolului câteva natimi și Kirilata, și încă mai sunt câteva circulare care au fost date atunci. Pentru că cei ce vor primi noutăți sau schimbări sunt dați anatomii de Sfinții Părinți. Acelea au ajutat oamenii de România pe urma Sfântului Glicherii ca să mențele dreapta credință care astăzi, prin strădința Sfântului Mitropolit Glicherii, iată că suntem și noi care ne aflăm pe temelia credinței adevărate. Dacă mai aveți ceva să ne spuneți din ce vă aduceți aminte, dacă ar mai fi ceva deosebit, poate pe care nu l-am abordat sau ați uitat. Ceva de transmis tinerilor, poate. Sau un mesaj pentru tineri, pentru cei care vin după noi. Câteva gânduri. Așa. Din partea noastră, mesaj pentru tineret, am spus întotdeauna în biserică, în predici, nu avem treabă cu nimeni. Noi trebuie adică suntem mândri că ținem credința care au ținut-o Sfinți Apostoli, că de la ei se ține credința ortodoxă, ei au fost primii începători și predicatori, de la ei suntem mulțumiți sufletește și învățăm și tineretul această credință s-au păstrat de toți sfinții care prăznuiește Biserica Ortodoxă. Și pe acest lucru nădăjduim la mila lui Dumnezeu ca prin rugăciunile sfinților care au pătimit patimi grele. Zilele astea, serile astea am citit Iacob Persu, care mărturisind credința adevărată, am uitat numele Egemonului, în timpul lui Dioclețian, a fost muncit cumplit și iată întâi degetele de la mâini. Pe urmă i-a tăiat degetele de la picioare. Chinuri
insuportabile, groaznice. După ce i-a tăiat deștele de la picioare, a dat poruncă Ichemonu să-i taie pulpele mușchi de pe picioare. După ce a făcut acest lucru, a dat poruncă de a tăia picioarele, i-a tăia mâinile, pe jumătate, mâini de la cot și picioarele de la genunchi. După care i-a tăiat și din umăr. I-a tăiat din umăr mâinile. I-a tăiat și picioarele din șold. El acum se ruga la Dumnezeu și pentru că mărturisea pe Hristos în fața Ichemonului, a dat poruc să-i taie și limba. După care i-a tăiat și capul. La așa chinuri am dat câteva cuvinte, dar am citit care serile astea, cât de cumplită muncă și ce chinuri groaznice au pătimit sfinții pentru dragostea lui Dumnezeu, cum a pătimit Domnul Hristos pentru noi și noi pentru aceasta întărim tineretul care mențin dreapta credință ortodoxă prin sfinții mucenici care prin martirizarea lor nu și-au cruțat viața în așa de groaznice chinuri pentru a păzi această dreaptă mărturisire, această dreaptă credință. Din mila lui Dumnezeu, noi aceasta învățăm în biserică întotdeauna. Nu avem treabă cu nimeni, că la judecată fiecare va da răspuns ce a lucrat și fiecare va lua plata după fapta lui. Noi vă mulțumim pentru... Eu vă mulțumesc pentru dragoste și pentru timpul acordat și chiar vreau să vă spun, discutam cu cineva zilele trecute despre bucuria asta pe care o simțim și noi că ne-am născut și suntem în dreapta credință. De multe ori poate ne ia valul așa și nu realizăm ce binecuvântare și ce mare bucurie avem pentru simplu fapt că ne-am născut aici creștini ortodoxi și că avem dreapta credință și nu trebuie să bâșbâim întuneric să o găsim. O avem, să dea Bunul Dumnezeu, să ne dea putere, să putem să o mărturisim și să o ținem curată pe mai departe. Noi mulțumim Domnul Hristos care a pătimit pentru noi de a ne răscumpăra din gheara satanii și mulțumim și sfinților, Sfântul Andrei care a predicat în părțile Dumnezeu dreapta credință. Și mulțumim și Sfântului Glicherie, care s-a expus în România și pe urma lui ne aflăm și noi pe dreapta credință ortodoxă, care s-au mărturisit de sfinții mărturisitori, de sfinții mucenici. Să trăiți, Părinte! Să trăiți! Mulțumim pentru dragoste! Bună prostă!